În duminica a patra după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară al mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele paroh Vasile Florin Florescu de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Câmpul Lung Moldovenesc. Toate vindecările relatate de evanghelistul Matei în capitolul al 8-lea și toate minunile săvârșite de Hristos trebuie privite nu în mod individual, ca și cazuri izolate, ci trebuie înțelese ca și anticipări a marii minuni a vindecării firii omenești din boala păcatului de către Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. De aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omiliile sale la Evanghelia după Matei astfel: puterea lui Hristos s-a arătat nu numai prin aceea că a vindecat sluga sutașului, ci și prin aceea că vindecarea s-a făcut în chip minunat și nu numai prin aceasta ne este de folos, ci și prin aceea că ori de câte ori face Iisus câte o minune, vorbește de împărăția cerurilor și caută să ne atragă pe toți spre ea. În alt preasfinția sa i-a mulțumit părintelui pentru cuvântul de învățătură și a evidențiat esența mesajului Evangheliei de astăzi. Intervenția sutașului a dus în atenția noastră astăzi, prin intermediul Sfintei Evanghelii, arată tocmai sau autorizează rugăciunile noastre pentru alții. Tot ceea ce se întâmplă în biserică are o sorginte scripturistică, nimic fără temeiuri. Zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. La final, părintele arhimandrit Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, a amintit faptul că, în urmă cu 4 ani, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât numirea în demnitatea de arhiepiscop a înalt preasfințitului părinte Calinic. Biserica și comunitatea din Bucovina sărbătorește un moment istoric, pentru că în ședința sinodului din 21 iulie 2020 a fost ales în scaunul de arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților înalt preasfințitul părinte Calinic, după o bogată activitate în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Bucovina, Arhiepiscopia Sucevei și mai ales Mănăstirea Sfântului Ioan avea nevoie de o resuscitare. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i dea înalt preasfințitului putere, sănătate, să ducă la îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le-a pus în gând. Biserica Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava este ctitoria voievodului Bogdan al III-lea și a fiului său Ștefăniță.